Două apariții editoriale captivante și incitante au adunat la oaltă seară pe iubitorii de istorie din Râmnic. Profesor dr. Vasile Mărculeț, specialist în bizantism, a oferit informații inedite legate de Mitropolia Severinului, începând cu primul mitropolit Antim. Este motivul pentru care am considerat că acest debut al Mitropoliei Severinului poate fi datat august-octombrie 1370, din momentul numirii și până în momentul în care el este consacrat canonic. Faptul că se încerca un control a Mitropoliei Argeșului este dovedită și de poziția pe care o are Antim, noul mitropolit sau primul mitropolit al Severinului. Se știe foarte clar că în ierarhia provinciilor ecleziastice pe care le constituia Patriarhia Ecumenică, cele nou constituite erau totdeauna ultimele așezate ca rang. Deci ce se întâmplă? În momentul în care Antim este numit mitropolit al Severinului, el primește automat și calitatea de locțiitor, locum tenens, a celui de Militene, o mitropolie de pe Eufrat, la data respectivă ieșise de sub autoritatea Bizanțului, dar nominarea încă mai exista sub autoritatea Bizanțului. La rândul său, colonelul Alexandru Bucur a făcut o trecere în revista regimentelor de grăniceri, situate la granița dintre Țara Românească și Transilvania, în timpul Mariei Tereza. Cel mai întins dintre ele, regimentul 1 Orlat, s-a bucurat de o atenție specială din partea autorului cărții. Din cauza incursiunilor și pericolului turcesc, granițele Transilvaniei trebuiau păzite mult mai bine, tocmai datorită faptului că în perioada respectivă a Mariei Tereza se desfințase plăieșia, adică acele corpuri care păzeau plaiurile, înființate încă de pe vremea lui Apafi. Și atunci împărăteasa i-a dat mână liberă generalului Bucov pentru a creiona și a organiza apărarea granițelor transilvanene. Aceasta se întâmpla în luna august 1761, iar proiectul lui a fost aprobat prin înalt decret împărătesc în iulie 1762. De la acest moment începe acțiunea de grănicerizare în Transilvania, granițele urmând a fi păzite de două regimente de granițe românești, două secuiești și un regiment de husari. Gazdele, dar și iubitorii de istorie, s-au bucurat că au asistat câteva ore bune la un regal de informații captivante.